Poliția Olteană și-a mărit rândurile cu încă 24 de polițiști. Câștigătorii concursului organizat de Inspectoratul de Poliție Județean Olt s-au prezentat astăzi la datorie. Cei 21 de agenți la ordine publică în mediul rural, 2 conducători câini în urban și un agent reangajat vor susține jurământul pe 19 ianuarie. Elevi de la școala gimnazială Oporelu și elevi ai cercului Cenaclul Literar Creație Literară, coordonați de profesorul Laura Dițoiu, au adus astăzi un omagiu poetului Neperete. Evenimentul a avut loc astăzi cu prilejul împlinirii a 167 de ani de la nașterea marelui poet național la Palatul Copiilor Adrian Băran Slatina, sub genericul Mihai Eminescu Luceafărul Literaturii Române. Ieșirea la pensie a mai multor polițiști, numiți șefi ai anumitor structuri, a lăsat vacante mai multe posturi. Inspectoratul de Poliție Județean Olt a organizat în perioada 12-15 ianuarie concursuri pentru ocuparea posturilor vacante de șef poliție la Poliția orașului Balș, Poliția orașului Drăgănești-Olt și Poliția municipiului Caracal, dar și pentru postul de șef serviciu la Serviciul Criminalistic. Toți copiii născuți după data de 9 februarie 2011 vor primi de la stat 500 de euro, bani pentru educație. Ajutorul financiar ar urma să fie alocat începând cu luna martie 2017. Banii vor fi depuși de autorități în baza certificatului de naștere într-un cont deschis la Trezoreria Statului, pe numele copilului, de către oricare dintre părinți, împuternicitul acestora sau reprezentantul legal. Părinții vor avea și ei posibilitatea să depună bani în acest cont, iar pentru sumele aflate la trezorerie se va plăti o dobândă anuală din bugetul statului. Tinerii vor fi singurii care vor avea acces la bani după ce împlinesc vârsta de 16 ani. Polițiștii din Balș au efectuat la sfârșitul săptămânii trecute, cu sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Olt, 2 percheziții domiciliare în municipiul Craiova la 3 persoane bănuite de comiterea unor infracțiuni de furt din locuințe comise pe raza județului Olt. Cei 3 bărbați sunt bănuiți că la data de 16 decembrie s-au deplasat la locuințele a 3 persoane din orașul Balș și comuna Bobicești, unde sub pretextul că vor să cumpere diverse bunuri, au intrat în domiciliile acestora și în timp ce unul distrăgea atenția proprietarului, celălalt s-au sustras diverse sume de bani.